Primăria municipiului Călăraș a atras fonduri europene prin Direcția de Programe și Dezvoltare Locală pentru reabilitarea clădirii din Parcul Central, zona Jirlău, care de-a lungul vremii a avut mai multe destinații. Clădirea va găzdui un club al pescarilor dunăreni, iar cu ajutorul banilor europeni puși la dispoziție de Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, se vor reabilita clădirea, curtea exterioară, aleea de acces în parc și se vor achiziționa și dotări specifice. Proiectul cu titlul Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din municipiul Călăraș are o valoare de 1 milion de lei fără TVA. Durata de execuție a lucrărilor fiind de 12 luni și 36 de luni va fi garanția acestora. Administrația publică locală va executa lucrări complementare acestui proiect în sensul reabilitării parcului central în zona Jirlău.